ne ajutăm? Poate una dintre piedicile cele mai mari în relația noastră cu Dumnezeu este judecarea aproapelui și neiertarea lui. Sunt multe lucruri care ne pot separa de Dumnezeu, dar acesta cred că este lucrul cel mai cumplit. Și acesta este lucru care cu siguranță ne ține departe de Dumnezeu și ne va face să nu mai găsim calea către El dacă stăruim în ideea aceasta de a judeca pe aproapele nostru sau de a nu ierta pe aproapele nostru. Despre aceasta este vorba în pilda datornicului nemilostiv, despre care se uh, citește în uh, biserici în uh, duminica 11-a după Rusalii. Uh, poate cunoaște spilda, e vorba de împăratul care își face socoteala cu slujitorii lui și cărui îi se aduce un uh, datornic cu 10.000 de talanți, o datorie uriașă. Uh, calculat în uh, bani la nivelul zilelor noastre, ar fi echivalentă cu, chiar cu pib unei țări mai mici din, din lume. Deci, oricum, înseamnă vagoane multe de, de aur, ca să avem o altă comparație. Și, iată că acesta nu are cu ce să plătească, ni se spune în Evanghelia de la Matei, iar, până la urmă, împăratul îl, îl iartă de datoria lui. Însă, ce se întâmplă mai departe? Ni se spune în Evanghelie. Când a ieșit de acolo, slujitorul acela, a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi ești dator. Atunci tovarul, tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl roga zicând, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult, și venind au spus Domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l Domnul său i-a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se, Domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu, cel ceresc, ne spune Mântuitorul mai departe, cu voi, cu cei care erau atunci de față, cu care vorbea, dar și cu noi toți, dacă fiecare dintre voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui. Practic, ce avem noi aici este vorba de a pune în balanță și de a face o alegere între relația cu o persoană și cu bunurile pe care noi vrem să le dobândim și să le stăpânim. Un om înțelept știe că tot ceea ce are, tot ceea ce a dobândit, nu poate să aibă decât de la Dumnezeu. Încât chiar și dacă cineva îi este dator cu ceva, până la urmă lui Dumnezeu este dator. Pentru că toate câte le avem, le-am primit de la Dumnezeu. Însuși trupul nostru, sufletul, toate le-am primit de la Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de bunurile materiale. Încât e de neînțeles, așa înțelepțește gândind, de ce ne-am uh, înfuria noi și de ce am stăruit atât de mult să-L punem pe aproapele nostru să ne plătească o datorie? Dar mai greu de înțeles este de ce facem această momentul în care Dumnezeu însuși ne arată de o datorie mult mai mare. Nu? Dacă cineva este iertat de o datorie de miliarde de, de lei, mai contează că el la rândul lui are de, de recuperat de la cineva un leu? Este absurd! Odată ce tu ai fost iertat de o datorie așa de mare să mai pretinzi un leu de la aproapele tău. Deci este evident că aici este vorba de, de foarte mult egoism, de foarte multă închidere în sine și de dorința aceasta de a stăpâni. ce se întâmplă, în momentul în care noi uh, suntem îndreptați împotriva aproapelui nostru și cerem această datorie și nu vrem să iertăm sau îl judecăm, că și judecata tot asta înseamnă Că el asta și focul, a băgat în închisoare, pentru că n-a avut să-i plătească datorie. Deci a fost o judecată. Ce facem? De fapt, stăm cu mâinile încleștate pe grumazul apropiului nostru, îl strângem de gât, cum îl strânge acesta. Deci, de fiecare dată când nu iert sau judec pe cineva, e tot una cu a pune mâinile în gâtul lui și a-l ține de gât. Ori, în momentul în care eu îmi pun mâinile în gâtul lui și îl țin așa strâns, îl sugrum, nu mai pot să am mâinile libere ca să le întind către Dumnezeu, care vrea să mă scoată din iadul în care sunt. Pentru că atâta vreme cât n-am biruit, n-am ieșit cu totul la lumină, încă mai sunt în starea de iad, atâta vreme cât Dumnezeu nu e prezent în toate ale vieții mele, în toate aspectele vieții mele, în toată ființa mea, până la ultima celulă, până la ultimul colțișor, eu încă mai sunt într-o stare de iad. Și am nevoie să mă scoată Dumnezeu. Dumnezeu îmi întinde mâna, vrea să mă scoată, dar eu nu pot să-i întind mâna. De aceea spuneam că relația cu Dumnezeu nu poate să meargă mai departe sau nu se poate închega această relație a noastră cu Dumnezeu pentru că eu țin cu mâna ă, strâns gâtul aproape lui meu, îl sugrum pe aproapele meu. Și vedem că Hristos a avut pe Iuda alături care timp de trei ani de zile a tot luat din pungă. Și Hristos nu s-a uitat la asta. Nu s-a uitat la nimic, nici măcar la cei 30 de agenți pentru care l-a vândut. Și până la capăt l-a numit prieten. Și a contat mai mult pentru el uh, relația și cu Iuda și uh, a contat mai mult dragostea pe care o arăta și dorința de a-l recupera, de a intra într-o relație cu el, decât niște bunuri pe care oricând le putea uh, Dumnezeu fiind uh, înmulțit sau recupera Nu asta era problema, pentru Dumnezeu nu e o problemă. Ceea ce are ne oferă cu generozitate. Accentul îl pune pe relația cu noi, cu fiecare dintre noi. Asta suntem și noi chemați să facem. Dacă vom înțelege aceasta și vom înțelege să nu vindem o relație cu cineva de dragul unor bănuți, a 30 de argint simbolic vorbind, atunci cu siguranță vom putea să-l să dobândim pe aproapele nostru și în același timp să-l dobândim pe Dumnezeu, să fim într-o relație de comuniune și de iubire, de armonie și cu oamenii și cu Dumnezeu.